Metoda indirectă este folosirea unei diafragme cu o plasă care le-am confecționat eu și dă posibilitatea albinei să comunice prin plasă fără a se atinge una, fără a avea posibilitatea să se înțepe una pe aia altă. Și în 3 zile v-am mutat feromonii de la matcă și putem să dăm drumul complet. Până atunci scoatem diafragma normală. Care e un pic propolizată. Scoatem această diafragmă normală și introducem diafragma de unificare. Astfel riscul e complet îndepărtat. Vom aduce diafragma mai aproape de... Vom aduce ramele mai aproape de diafragmă. Albinele vor simți că compartimentul vecin este matcă. Și vor împrumuta feromonii prin plasa respectivă. Feromonii albinei la matcă circulă prin contact, nu prin aer. Iată, îndepărtăm această diafragmă, punem separat și mutăm cuibul aproape de diafragmă. Peste 3 zile vom îndepărta această diafragmă. În momentul acesta albinele din compartimentul unde consider că nu au matcă au început să scoată un zumze specific în lipsa unei regini sau matcă. Deci astfel este pregătită unificarea. Ea se poate face foarte ușor și în familie, unificarea unui nucleu cu o familie, adăugarea unei măci unei familii dintr-un nucleu, deci se poate folosi în mai multe scopuri acest diafragmă. Aici voi aduce și o ramă cu puiet căpăcit, dar până atunci voi trece la următorul nucleu să văd dacă este împerecheat și să aducem și aici o ramă cu puiet.